tucu de pivale. Mi-am lăsat țara mai mare. Însă tucu de pivale. Doamna Valentina, bună seara! Suntem de la compania Surprize de Vis. Mă numesc Anastasia și în această seară avem așa o surpriză pentru dumneavoastră. Acest buchet de trandafiri. Am lăsat tucu doar greu, să nu uit de salul meu. O iubesc și mi-e doar tare. Și o șampanie. Dar vă zice ajută. Dă-mi noi, dacă vrem să... De cei care a adus floare de picin? Dorim să vă întrebăm. Cum credeți? Din partea cui este această surpriză? La lor. Nu? De la Vitalis, la Luminița. Avem pentru dumneavoastră și un mesaj de felicitare, cărui imediat îi voi da citire. Și vom afla și din partea cui este surpriza. Scumpa și draga noastră surioară, îți dorim ca iubirea să te călăuzească în viață, așa cum dragostea ta pentru noi ne-a însoțit tot timpul. Să-ți păstrezi frumusețea sufletului, optimismul și trecerea timpului, să nu-ți șteargă zâmbetul de copil. Ca o soră mai mare, tu ne-ai învățat să fim uniți, să ne respectăm și să ne ajutăm unii pe alții. De mici ne-ai dus de mână, acum a venit momentul nostru să avem noi grijă de tine. Îți dorim ca Îngerul Păzitor să-ți fie aproape și să te păzească de toate necazurile. Și de azi încolo să ai un drum presurat cu flori și bogat cu sănătate. Te iubim foarte mult, că ești ca o mamă alături de noi. La mulți ani, scumpa noastră surioară, Domnul să te aibă în pază și realizări din cele mai reușite pe viitor, alături de cei dragi sufletului. Felicitarea vine din partea surorilor, fraților și a verișoarei Tatiana. Doresc ca să fii de sănătate multă și vie viața cât de grea, mă, eu mă duc mereu la ea, mă, vie viața cât de grea, mă, eu mă duc mereu la ea, mă, și de am greșit vreodată, eu îi spun de loc, mă, iartă, mă, în brațe tare, că doar îi sora mai mare. Și de ei am greșit vreodată, eu îi spun, te rog, mă iartă. Ea mă strânge în brațe tare, că doar îi sora mai mare.